Scandalul de la școala Carmen Silva din Horia se mută la judecătorie pentru că familia care a reclamat abuzurile verbale ale învățătoarei Ana Verde asupra unui copil din clasa 1 a acționat cadrul didactic în judecată, arătându-se nemulțumită doar cu sancționarea administrativă a acesteia. Nu au mai apărut noutăți în legătură cu cazul de legare de învățătoare și de cei doi părinți care au reclamat-o. Ceea ce depinde de școală noi am făcut. Am dat sancțiune, deja o aplicăm. 15%, da? Nu a contestat sancțiunea pe care am aplicat-o. Dar 15% e vorba, da? Da, pe 6 luni, da. Pe 6 luni, 15%. Deja mama a contestat sancțiunea. Părinții, ca familia aceasta care a pornit acțiunea împotriva doamnei, au dat-o și în judecată. Și, nu știu, acum așteptăm. Deci este procesul pornit numai cu doamna învățătoare, nu împotriva școlii. Conducerea școlii Horia apreciază că deficitul de imagine creat unității școlare prin imensul scandal mediatic creat în urma acestui conflict școală-familie va fi foarte greu de reparat în ciuda eforturilor colectivului didactic al acestei unități, care are și rezultate remarcabile în activitatea de instrucție și educație. Foarte bine ați spus că e un rău imens care s-a făcut în școli în general, nu numai unei anumite persoane. Este greu de, eu așa cred, că este greu de recuperat renumele bun al școlii, pentru că noi am fost o școală prezentă în presă, dar numai cu activități și cu acțiuni lăudabile. Poate dacă ați mai urmărit, ați mai văzut că mai avem și activități frumoase, deci nu suntem și nu am vrea să fim cunoscuți în zonă sau în țară doar ca oaia neagră a învățământului, că nu este cazul. Nu este cazul chiar deloc. Avem și copii care fac performanță. Avem o fetiță calificată la un concurs de biologie la etapa națională, în clasa a șasea. Cum se numește fetița? Șife, este de origine arabă. Șife, se scrie Chechife. Șife Alexandra, din clasa a șasea. Avem rezultate frumoase. Am deschis de curând un muzeu etnografic, un muzeu al satului aici, în școală. Noi muncim în continuare, iar astăzi am fost gazdele cercului cu directorii și directorii adjunct, cercul numărul 8, unde am avut prezenți aproximativ 20 de directori, 2 inspectori școlari. Activitate frumoasă în care ne-am prezentat și noi rezultatele și munca de ani de zile pe care o facem aici. Conducerea școlii Horia apreciază că la această unitate se muncește enorm colectivul didactic, străduindu-se și realizând și muncă de performanță, atestată de rezultatele obținute în procesul instructiv educativ. Toată lumea muncește. Se mai întâmplă și incidente poate mai puțin plăcute, dar suntem o școală în care se lucrează, ca de fapt e că peste tot în învățământul nemțean. Nu pot decât să mă bucur că am colegii alături, că mă susțin, că suntem în continuare o echipă și că putem munci în continuare și ne putem vedea de treabă. Pentru că noi, până la urmă, suntem aici pentru copii, nu pentru scandaluri, nu pentru... Învățătoarea Ana Verde nu a contestat sancțiunea de 15% reducerea drepturilor salariale pe parcursul a 6 luni pe care i-a aplicat-o Consiliul de Administrație al Școlii în urma deciziei Comisiei de Cercetare Disciplinară, urmând a vedea care va fi decizia instanței de judecată. Acesta este un proces de lungă durată care va dura luni bune, timp în care situația tensionată din școală va afecta în continuare procesul didactic, în ciuda tuturor eforturilor colectivului didactic și de elevi de a estompa imensul scandal produs de inabilitatea unui cadru didactic pe care l-au lăsat nervii.